dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește-mă. Bine, ne revedem, oameni buni, pe Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, în direct. Vă spuneam dimineață că astăzi este ziua zeilor transporturilor. Nu știu cum se chema zeul transporturilor la roman sau la greci, dar ați văzut, dimineață l-am avut în direct pe fostul ministru al transportului, Răzvan Cuc. Domnia sa a venit și și-a apărat punctul de vedere, cum că PSD-ul a făcut multe lucruri în Neamț. Acum avem plăcerea, chiar dacă programul este foarte strâns, să fim alături de domnul, de actualul ministru al transportului, domnul Lucian Bode. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu știu că ați făcut un adevărat tur de forțe, două conferințe de presă, destul, cel puțin una foarte strânsă, și vizită în Roma, mai aveți și alte locuri de vizitat. Haideți să fim foarte operativi. În Neamț, de ce? După ce ați fost și în Bacău. Da, după ce am fost și în Bacău, ieri am vizitat șantierul de pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Am parcurs tot șantierul și mă bucur să pot să anunț și prin intermediul dumneavoastră faptul că acest obiectiv merge înainte, are un stadiu fizic de peste 60%, suntem noi ca și beneficiari prin compania de drumuri cu toate plățile la zi, lucrăm la răspunsul pentru Comisia Europeană pentru a obține finanțarea europeană pe acest obiectiv, cu acele clarificări pentru care Comisia Europeană ne-a cerut în urmă cu câteva săptămâni, clarificări pe componenta de mediu. Așadar, am eliminat un fake news care spunea prin Bacău că noi nu mai finanțăm acest obiectiv și că nu-l finalizăm. De asemenea, mă bucur să spun și aici că autostrada Bacău-Brașov intră în linia dreaptă. Noi, pe 4 martie, am semnat documentul prin care am desemnat câștigătorul licitației pentru elaborarea documentației, studiu de fezabilitate, proiecte de execuție, obținerea vize și acorduri. Iată că facem lucruri și înaintăm și cu acest obiectiv. Înțeleg că au fost tot felul de campanii publice că A13 nu este susținut de guvernul PNL. Este o mare minciună. Și astăzi, revenind la Neamț, m-am bucurat să particip dimineață la o conferință de presă la Roman, alături de domnul primar, alături de domnul deputat Leureanu și, bineînțeles, de președintele organizației PNL Neamț, domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Am lămurit și acolo chestiunile care țin de drumul expres. Păi asta vreau să spun. Haideți să terminăm și cu un alt fake news. Două sunt în Neamț. Aici sunt specialitatea unora, dar legat de drumul expres. Bacău, Piatra Neamț. Am lămurit faptul că pe 23 ianuarie 2020 noi am semnat contractul privind realizarea documentației. Foarte important, documentația. Categoric, dar ei nu aveau, da. Guvernanții dinaintea noastră vorbeau de realizarea drumului expres Bacău-Piatra Neamț fără să aibă contract semnat pentru realizarea documentației. Iată că noi, în câteva luni, am semnat acest contract pe 23 ianuarie, în 18 luni, antreprenorul, firma care a câștigat licitația și care a semnat contractul, are obligația să predea documentația și să trecem la cea de-a doua etapă, etapa de implementare. De asemenea, am fost bucuros să merg în teren, să văd situația trecerii la nivelul cale ferată la ieșire din Roman către Iași. Un unicat aproape. Unicat unde trec trei linii de cale, exact, ferată, două aparțin, căilor agenților economici din zonă. Al doi agenți economici și una aparține de CFR Infrastructură. I-am invitat pe săptămâna viitoare, pentru săptămâna viitoare, pe data de 10 martie, marți, săptămâna viitoare, și agenții economici și compania noastră să găsim o soluție provizorie, să reabilităm respectiva trecere până în momentul în care finalizăm construcția acelui pasaj rutier și
acest alt fake news, de 5 ani de zile se tot discută de acest pasaj. Noi am prins în buget 600.000 de lei pentru realizarea documentației, am realizat caietul de sarcini deja, pregătim licitația, realizăm documentația și construim acel pasaj atât de necesar acolo. Dar până atunci, componenta de care stă în puterea noastră să o rezolvăm, a companiei CFR Infrastructură, m-am angajat să mediez această discuție, pentru că vorbim de o sumă nesemnificativă, spun eu, la cât de important este acel obiectiv, 500.000 de euro aproximativ, pentru realizarea definitivă acestui, acestor neajunsuri din respectiva trecere la nivelul cale ferată. Revenind de la Roman, am ținut în mod deosebit să mă întâlnesc cu toți directorii instituțiilor deconcentrate care sunt în subordinea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor. Le-am spus foarte clar că politicile publice ale guvernului Ludovic Orban trebuie să fie implementate ad literam la bază. Pentru că adică nu sunt facultative. Exact, pentru că degeaba avem noi o atitudine pro-dezvoltare, deschidere față de cetățeni, deschidere față de mediul de afaceri, dacă la bază aceste politici nu sunt replicate. Și le-am spus foarte clar, atenție foarte mare la modul în care vă raportați la cei care vă plătesc salariile, anume la cetățeni și la mediul de afaceri. Atenție foarte mare la modul în care cheltuiți banul public. Atenție la bugetele din acest an. Le-am spus foarte clar, Guvernul României are toleranță zero față de chestiuni care țin de integritatea funcției publice. Nu tolerăm nicio abatere de la integritatea funcționarului public, deschidere față de oameni, deschidere față de mediul de afaceri și sigur, fără să o ia ca o amenințare, dar dacă unii nu sunt confortabili cu aceste politici publice ale guvernului Ludovic Orban, nu avem nicio problemă să facă un pas în lateral. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis foarte clar celor cu care ne-am întâlnit. Sigur că în conferința de presă de după am încercat să lămuresc alt fake news legat de drumul expres. V-a săturat de el deja, cred că. Eu vreau să vă întreb doar atât. Drumul național 15. DN15. Poiana largului Bicaz. Domnul ministru, pe mine mă interesează prea puțin în momentul acesta controversele acelea care țin de lege. Eu vă întreb, ele sunt importante, dar trebuie să le rezolve niște organe competente. Spuneți-ne, cum facem și când putem să mergem noi pe drumul ăla? În primul rând vreau să spun că acest obiectiv, DN15, Bicaz-Poiana Largul, este un obiectiv important pentru Moldova, important pentru România. Nu numai pentru Neamț. Important pentru asta România, este, pentru asta Moldova important. Și pentru România. În al doilea rând, componenta de legalitate, așa cum a spus, este în sarcina organelor abilitate. Corect. Ne interesează, dar este în responsabilitatea lor să o clarifice. Și corect. Aici vorbesc de cum s-a atribuit acest contract, cum s-a implementat acest contract, dacă garanția, etc. De ce am pus căruța înaintea boilor, nu am realizat expertiză tehnică, nu am avut proiect tehnic, de-abia la momentul în care ajunsesem la 60% grad de realizare, progres fizic, am venit cu proiectul tehnic la 4 luni astăzi, la 4 luni din momentul în care lucrarea trebuia să fie finalizată, acum se pune problema să-și avizeze documentația. Un lucru este clar, nu poți acuza guvernul Orban că nu a finalizat lucrările la acest obiectiv când tu, guvern PSD, aveai termen prin contract să-l finalizezi pe 14 noiembrie 2019. Însă, pornind de la ce am spus la începutul intervenției pe acest subiect, un drum important, un obiectiv important pentru Moldova și pentru România, împreună, beneficiar, compania de drumuri și DRDP Iași, pe de-o parte, constructorul, pe de cealaltă parte, astăzi, prin medierea prefectului, domnului prefect, am ajuns la următoarea concluzie. Beneficiarul
s-a angajat să analizeze și să evalueze în Comisia Tehnică a DRDP Iași proiectul tehnic și să-l avizeze. Constructorul s-a angajat să pună la dispoziția beneficiarului toate documentele necesare în vederea efectuării plăților restante, toate documentele necesare care țin de expertiza tehnică, de tot ceea ce înseamnă dosar pentru decontare. Deci am înțeles. În acest moment lucrurile... În acest moment înțeleg de la constructor că sunt 85%, stadiul fizic, progresul fizic este de 85% și progresul financiar de 56%. Eu îmi doresc ca acest obiectiv să fie finalizat în condiții de legalitate. Dar încă o dată, nu pot să acuz guvernul Orban că nu a realizat un obiectiv pe care tu te-ai angajat că îl finalizezi în termen 14 noiembrie 2019. Domnul ministru, haideți să vă ridic o minge la fileu. Acum nu prea obișnuiesc lucrul ăsta să-l fac în emisiuni. Acum, la audierile, nu astea de acum, pentru noi, celelalte, cea mai mare parte a discuțiilor s-au referit la, cel puțin ce am urmărit eu, la investițiile în zona Moldovei. Da. Haideți, faceți-ne o imagine a ceea ce vă propuneți dumneavoastră și guvernul dumneavoastră pentru investiții în infrastructură în Moldova. Pentru investiții în infrastructură în Moldova și la modul general vorbind, în ceea ce privește infrastructura, dezvoltarea infrastructurii în România. Noi când am venit la guvernare am spus așa, niciun proiect aflat în execuție nu va fi oprit. Niciun proiect pe care noi l-am găsit în stadiu de implementare nu va fi stopată finanțarea. Dovadă, finanțăm VO Bacău, finanțăm Lugoșdeva. Apropo de Lugoșdeva, am găsit un muzeu în 4 noiembrie pe tronsonul, pe lotul 3, cei 21 de kilometri, și în 24 decembrie, după expertize și intervenții la pod, l-am dat în trafic. Deci, proiectele care noi le-am găsit în implementare, le accelerăm, le finanțăm și le recepționăm. Am găsit proiecte blocate. Craiova-Pitești. Dar putem vorbi despre drum expres Piatra Neamț-Bacău, unde vorbeam că nu știu ce se întâmplă, că nu merge înainte acest obiectiv și iată că noi am semnat contractul pe 23 ianuarie pentru realizarea documentației. La fel, am găsit un proiect despre care se vorbea că e blocat și că îl blocăm, autostrada A13, Brașov-Bacău, și pe 4 martie am semnat raportul procedurii desemnând câștigătorul pentru realizarea documentației. Pentru A8, pe tronsonul Târgu Mureș, Târgu Neamț, pe cei 211 km, avem asigurată finanțarea integrală, în totalitate, 15,9 milioane din bugetul anului 2020, fonduri europene, în raport cu anul 2019, unde a fost alocați undeva puțin peste 500.000 de lei. Am asigurat finanțarea pentru Iași-Ungheni, 9,4 milioane de lei, tot prin bugetul pe 2020, din fonduri europene, Programul Operațional Infrastructură Mare. Și am preluat, anulând acel PPP, parteneriat public-privat într-un stil numai de Vâlcov gândit, am anulat acel parteneriat public-privat, am preluat porțiunea de mijloc de la Târgu Neamț, Iași, inclusiv varianta ocolitoare, 68 de kilometri, vom actualiza și revizui studiul de fezabilitate, la fel ca și pe cele două tronsoane de capăt, din fonduri europene. Și vom scoate la licitație, rând pe rând, aceste tronsoane, asigurând finanțarea, fie din fonduri europene, fie din bugetul de stat, fie din surse atrase, parteneri instituționali, financiari, externi, care ne bat la ușă și care spun că sunt dispuși și disponibili să finanțeze astfel de obiective. Așadar, autostrada A8, autostrada
Unirii, Unirii, da? da. Autostrada A13 Brașov-Bacău. Brașov-Bacău. Drumul expres Ploiești până la Suceava-Siret cu cele 6 tronsoane. 4 trebuie predate documentațiile până la sfârșitul anului. 2 până în undeva la mijlocul lunii noiembrie, martie, aprilie anul viitor. Cele 6 tronsoane de din drumul expres sunt în lucru, lucrări, parte de proiectare, de documentație, le finanțăm, le asigurăm finanțarea din fonduri europene și scoatem la licitație acest obiectiv extrem de important, Coridorul 9. Șoseaua Nordului, Autostrada Nordului, de la Suceava, Dej până la Baia Mare, iar un obiectiv despre care nu se prea vorbește pentru dar că care într-o discuție, în foarte multe discuții pe care le-am avut cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Flutur, am găsit soluții și sper să reușim să adoptăm cadrul legal astfel încât părți din Autostrada Nordului, variantele ocolitoare, să le transferăm către autoritățile locale, să asigurăm cadrul da, legal. Ca să se poată face pe autoritățile locale le implementează pe bucăți, pe da. Bucăți și noi le preluăm și le administrăm. Deci sunt obiective în derulare, obiective de infrastructură mare în regiunea Moldovei, iar pentru componenta de întreținere drumuri naționale am asigurat un echilibru, ținând cont de trafic, de numărul de kilometri, nu de interesele politice a unora sau altora, astfel încât drumurile naționale să fie într-o stare bună pentru circulație, pentru că vedem de foarte multe ori drumuri naționale distruse și bugete de miliarde cheltuite de lei, acolo, cheltuite pe nu se știe pe ce. Domnule ministru, e necinstit să vă acuze cineva că n-ați făcut în perioada asta scurtă nu știu ce drumuri și ceea ce ne spuneți arată că există preocupare. Eu m-aș bucura ca să se treacă și în faza următoare și să existe până la urmă o stabilitate politică care să asigure implementarea unor asemenea măsuri. Este adevărat, pentru că dacă ne uităm la ultimii 30 de ani, eu sunt al 24-lea ministru, un an și ceva. Aici e problema. Stă un ministru în fruntea guvernului, în vreme ce un proiect mare de infrastructură durează 5-7 ani, exact. Proiectare și execuție. Stabilitatea este foarte importantă, dar nu persoana este importantă. Nu, stabilitatea măcar, politicilor publice. Nici măcar partidul nu este important, ci politicile publice în domeniu. Exact, exact. Când îți asumi un proiect de acest gen, de dezvoltarea infrastructurii de transport în România pe 10, pe 20 de ani, atunci te numești partid serios și Partidul Național Liberal își va asuma la cel mai înalt nivel acest proiect de dezvoltare a infrastructurii de transport în România pe toate modurile de transport și cred că alături de noi vor veni și alte forțe politice pentru că până la urmă dezvoltăm România, nu dezvoltăm un partid sau altul. Încheiem aici pentru că mi se fac semne disperate că ieșim din programul dumneavoastră. Mi-a făcut o mare plăcere să fiți în emisiune. Poate odată reușim o emisiune mai aplicată și mai lungă. Poate vă vizităm chiar la minister, dacă ne primiți. Să știți că m-aș bucura să ne vizitați la minister. Ne vizitează foarte mulți deci chiar colegi cu mare plăcere. Vreau să închei un lucru foarte clar. Pentru că am discutat de proiecte despre care unii vorbesc că se anulează. Vezi Autostrada Unirii, vezi Autostrada Brașov-Bacău. Toate proiectele își au locul lor important pe harta infrastructurii din Moldova. Ele nu se concurează, nu există concurență între ele, ele sunt complementare și absolut necesare pentru a avea o rețea extinsă și interconectată de infrastructură rutieră de transport. Nu se concurează, sunt complementare. Dacă privim așa lucrurile, sigur putem să dezvoltăm infrastructura în Moldova. Vă mulțumesc, vă dorim în continuare o vizită benefică în Neamț pentru dumneavoastră, dar și pentru nemțeni și să ne vedem sănătoși data următoare. Cele bune a fost ministrul transporturilor, domnul Lucian Bode. La revedere, oameni buni, cele bune!